bună seara! Autoritățile sunt din nou în alertă din cauza COVID și se așteaptă la o creștere a numărului de infectări în perioada următoare și chiar vorbesc despre un nou val de îmbolnăviri în lunile august-septembrie. Deocamdată nu se impun măsuri obligatorii, ci doar recomandări, cum ar fi purtarea măștii în spațiile închise, spălatul pe mâini și aerisirea spațiilor publice. Sunt Teodora Antonescu, începe ora de știri, iată titlurile. Accident grav pe Valea Oltului. 7 persoane au fost rănite după ce un tir a lovit un stâlp, iar un tren l-a acroșat și a doborât alți doi. Aceștia au căzut peste muncitorii care interveneau deja pentru a remedia situația. 4 persoane au ajuns la spital, 3 sunt în stare gravă, iar unul dintre răniți va fi transferat la spitalul din Craiova. Raționalizeze apa. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au scăzut debitul râurilor și nivelul lacurilor din care se alimentează rețelele publice. Cu detalii vine colega mea Maria Mann. Tot mai mulți patroni au acum în calcul să reducă nivelul investițiilor în următoarele 12 luni, arată un sondaj al Camerei de Comerț Român-Americane. Investitorii sunt îngrijorați și de modificările fiscale și cer autorităților mai multă predictibilitate. Cele trecute un consiliu care pune acum cap la cap o strategie pentru ca în iarnă să putem traversa criza energetică. Cum arată planul executivului, ne spune Vlad Ungar. Din România, admiterea se face pe bază de dosar la majoritatea, dar la cele mai grele și mai căutate facultăți, absolvenții de liceu vor da examen. Diana Dumitrașcu ne spune mai multe. Că armata va recupera teritoriile pierdute după ce Vladimir Putin i-a felicitat pe militarii ruși pentru ceea ce a numit el eliberarea provinciei Luhansk. De peste 35% de gazul rusesc se vede nevoită să reducă producția industrială. Iar în Marea Britanie, scumpirea carburanților a dus la proteste de amploare, chiar pe autostrăzi, unde mii de autoturisme au circulat cu viteză redusă. De vizitatori luna trecută, deși vacanțele s-au scumpit în medie cu 20%, restaurantele și hotelurile au nevoie de încă 200.000 de angajați pentru a face față valului de turiști. Unii patroni recrutează tineri direct de pe stradă, fără experiență sau CV.